Domnul Cornea, cum v-a părut sărbătoarea de astăzi aici în Roma? Ce emoții dumneavoastră personal ați trăit alături de moldoveni? Am trăit într-adevăr niște emoții extraordinare, fiindcă este una să participi la astfel de sărbători în țară și este cu totul altceva să te afli în mijlocul comunității moldovenilor, ori aici în Italia, ori în altă țară. Se simte această dragoste de țară, această dorință de a vedea artiștii noștri aici și cred că a fost o după-amiază minunată. Am văzut și după atmosfera din sală, am văzut și după emoțiile artiștilor noștri faimoși. Doamna Julia chiar din toată inima și din tot sufletul cred că a avut și lacrimi. A fost ceva minunat și cred că astfel de festivități ar trebui să organizăm cât mai des. Pe lângă faptul că, chiar dacă avem probleme în țară, dar cred că într-adevăr este de datoria noastră ca să sprijinim cu ce putem comunitatea moldovenilor și sunt sigur că o să identificăm în viitor posibilități ca să facem acest lucru. Deci am auzit în sală aplauze când s-a vorbit despre a organiza cursuri de limbă anume aici în Roma și anumite centre culturale pentru moldovenii noștri. Avem noi speranță că guvernul o să ne ajute în acest sens? Chiar dacă situația este deloc ușoară și acasă, avem multe probleme în satele Moldovei și eu cunosc foarte bine aceste probleme, dar încă o dată vreau să reiterez, trebuie să ne conjugăm eforturile și nu doar guvernul, dar trebuie să găsim și sponsorizări, trebuie să facem tot posibilul ca să ajutăm moldovenii și este, cred că, de datoria statului în primul rând, ca cei care se află aici să nu uite nici limba, iar copiii, tânăra generație în creștere, pe lângă limba italiană și pe lângă limba care o vorbesc, limba maternă care o vorbesc în familie, trebuie să aibă și un suport didactic corespunzător. Eu cred că această idee cu școala duminicală aici la Roma este una foarte bună și vă asigur că și noi o să punem umărul, să ajutăm cu un lot de carte, cu alte lucruri pe care le putem face. Ați avut unele întâlniri cu funcționarii din Roma, din Italia și, în general, când mergeți în lume, ce gândesc ei despre noi, despre comunitatea moldovenilor? Am avut, nu cu mult timp în urmă, o vizită aici la Roma pe dimensiunea parlamentară. Am avut multe întâlniri și cu reprezentanții Senatului și a Camerei Deputaților. Și bineînțeles că acest subiect al comunității noastre de aici a fost discutat, fiindcă această comunitate reprezintă o punte vie de legătură între țările noastre și noi am rămas foarte plăcut surprinși de faptul că am auzit doar cuvinte frumoase la adresa comunității noastre, ceea ce încă o dată demonstrează faptul că moldovenii sunt harnici, sunt ascultători de lege și ne bucură mult acest lucru. Am văzut și astăzi aici în sală reprezentanții autorităților italiene care au omânat și aceste diplome de onoare pentru cetățenii noștri. Cred că este important ca să menținem această bună relație, fiindcă mai avem încă să ducem până la bun sfârșit încheierea acestui acord privind securitatea socială, un lucru foarte important pentru moldoveni de aici, fiindcă noi sperăm foarte mult că în viitor, nu atât de îndepărtat, vor fi condiții bune și în țară și mai mulți moldoveni vor reveni acasă. Și trebuie să nu piardă toată această muncă care au depus-o aici. Deci, mai departe, trebuie să rămână neapărat în vizorul autorităților și a Parlamentului și a Guvernului acest lucru. Degrabă aici, în Italia, vor avea loc alegerile municipale și la Comuna din Roma. Dumneavoastră, ce le-ați spune moldovenilor care vă ascultă în ceea ce privește candidarea unor persoane din rândurile noastre? Deci, și de ce este atât de important ca noi să avem pe cineva care să ajungă acolo? Dumneavoastră, din punctul noastră de vedere, ca diplomat, ca om de politic. În primul rând, noi ne-am dorit ca cât mai mulți moldoveni care se află aici în Italia să poată participa și să fie active atunci când au loc scrutinile electorale în Republica Moldova, fiindcă ei sunt acea forță activă și este foarte important ca ei să înțeleagă că viitorul și a Republicii Moldova depinde în mare măsură de poziția pe care o au ei. Cât privește alegerile locale de aici, sigur că este foarte important. Cât mai mulți reprezentanți ai comunității moldovenilor vor fi în diferite funcții, în consilii, chiar primari, în diferite localități, cu atât mai confortabil se vor să simți ei și cu atât vor fi mai mari șansele că drepturile lor vor fi apărate, că vocile lor vor fi auzite.
Și acum v-aș ruga să aduceți un mesaj de felicitare pentru moldovenii, nu numai din Italia, dar din toată lumea, cu prilejul Sfintelor Sărbători de Paști. Suntem cam pe aproape. Și această sărbătoare, care de fapt poate pentru moldoveni este cea mai frumoasă sărbătoare, pe lângă sărbătorile de Crăciun, sunt sigur că și moldovenii de peste hotare au să o sărbătorească, chiar dacă mai sunt țări catolice unde nu coincide cu Paștele la noi, la ortodox și la moldoveni, sunt sigur că au să sărbătorească în ziua în care și noi vom ciocni ouăle roșii. Nu pot să le doresc ceea ce le doresc și cetățenilor noștri din Moldova. Să aibă acea lumină în suflet, acea speranță în viitor, să le fie familiile sănătoase, să le crească copilașii sănătoși și ca să dezvoltăm relația, să fortificăm această punte de legătură între țara noastră și țările unde ei sunt. Vă mulțumesc foarte frumos! La fel ne dorim și noi și vă urăm Paște fericit în Moldova! Mulțumesc!